Salut, prieteni! Sunt Marius. Astăzi vreau să închei cu seria de filme referitoare la Samsung Galaxy S7 și pentru că am telefonul deja de o săptămână, pot să vă ofer un feedback. În primul rând, lucrul care îmi place cel mai mult la el este bateria. Bateria ține peste o zi, lucru pe care nu l-am mai întâlnit la un alt telefon de din această generație. Bateria a fost încărcată complet ieri, până ieri dimineața la ora 8, după care am mai încărcat-o încă, nu știu, câteva minute, pentru că coboruse la circa 11%. Dar după cum puteți să vedeți, bateria a rezistat o zi și jumătate. Săptămâna asta am făcut chiar un experiment cu telefonul Samsung. L-am folosit o zi întreagă, inclusiv ca GPS, am navigat pe net, am vorbit la telefon și după o zi de utilizare intensă, seara, la ora 8, telefonul mai avea încă 20% baterie. Evident că dacă îl veți ține tot timpul deschis, telefonul, cred că orice telefon rămâne fără baterie pe la 4-5 după amiază. Dar pentru o folosire normală, normal spre intens chiar, pentru că am vorbit la telefon, m-am uitat pe net după una după alta, l-am folosit de GPS, telefonul s-a comportat exemplar. Un alt lucru care îmi place foarte mult la telefonul ăsta este faptul că este rezistent la apă. Nu știu dacă cu un alt telefon ați îndrăznit să faceți așa ceva. Din punctul meu de vedere, este un plus clar. Se pot întâmpla în utilizarea zilnică, se poate întâmpla să vă prindă ploaia, să îl scăpați în chiuvetă. Se pot întâmpla o groază de accidente. Faptul că este certificat IP68, deci practic este rezistent la apă până la 1,5 metri, este din punctul meu de vedere un plus. Și apropo de apă, dacă se sesizează că este ud, moisture, umiditatea a fost detectată. Pentru a vă încărca device-ul, asigurați-vă că portul și încărcătorul sunt uscate. Practic, după ce vom fi scos apa din el, din port, el ar trebui să se poată încărca. Ok, încă este ud. Dar din punctul meu de vedere, acest comportament este iarăși un plus care pentru că din punctul meu de vedere, faptul că nu încarcă fiind încă umed este un plus. De asemenea, un alt lucru care îmi place la telefon este designul. Designul, din punctul meu de vedere, este unul de excepție. Un alt lucru care este important pentru mine este că odată cu Galaxy am primit 100 de gigabytes pentru OneDrive. În mod normal sunt 30 disponibili odată cu acest telefon. Practic, spațiul a crescut de la 30 la 130. Setări. Personal. În acest moment se vede că sunt 121 din 130 sunt disponibili. Ok, sunt și lucruri care nu-mi plac la telefon. Așa cum v-am zis, designul. Mi se pare că
există riscul să fie scăpat ușor din mână telefonul. De asemenea, nu-mi place faptul că nu are portul infraroșu. Nu-mi place faptul că nu are radio, radio FM. Și mi-aș fi dorit ca acest port să fie USB, USB tip C. Aș vrea să vă mai spun câteva lucruri, să vă mai arăt câteva lucruri în ceea ce privește interfața foto, interfața camerei. Avem posibilitatea să filmăm 4K, QHD, Full HD la 60 de cadre pe secunde și Full HD, evident, inclusiv Square. De asemenea, avem posibilitatea să facem fotografii în genul celor pe care le oferă iOS și anume Live Photos. Avem posibilitatea să folosim tracking, autofocus, dar acest lucru dezactivează stabilizarea video. Evident, putem pune grid-ul pentru cei care doresc să folosească regula treimilor. Metode. Se pot activa comenzi vocale gen smile, cheese sau capture sau record video pentru a activa mod automat începerea înregistrării sau preluarea unei fotografii. De asemenea, putem activa sau dezactiva dublu click pe butonul home pentru a deschide camera. De asemenea, un lucru, o opțiune interesantă, mi se pare că putem folosi butoanele de volum pentru a face fotografii, pentru a înregistra un video sau pentru zoom, așa cum am făcut eu acum. Și practic, apăsând pe butonul de volum, în sus sau în jos, creștem sau descreștem cu incrementi de 0,1 zoom-ul. Camera este una, din punctul de vedere, foarte bună. N-am apucat încă să fac comparație între imaginile preluate cu Galaxy 7 și cele preluate cu iPhone-ul. O să fie într-un ultim film în care voi compara aceste telefoane, voi include câteva imagini, câteva filmări făcute cu fiecare dintre ele, inclusiv în zone de cu luminozitate redusă. În concluzie, prieteni, consider că telefonul merită. Ca preț este mai ieftin decât iPhone-ul. Varianta de entry-level a iPhone-ului este 700 și oferă doar 16 GB de memorie de stocare, dacă vreți. În timp ce pentru aceeași 800 la Galaxy 7 primiți 32 de GB și faptul că permite utilizarea unui microSD este iarăși un plus. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmul următor. Ciao!